Bună ziua tuturor! Ca om de HR, o să vorbesc despre viitorul muncii, pentru că suntem într-o perioadă în care noi așa simțim cu toții că se schimbă lucrurile astea, se schimbă dramatic și, practic, succesul companiilor noastre depinde de modul în care înțelegem munca și relația cu angajații. Suntem pe o piață cu deficit uriaș. România, știți bine, este a doua țară din lume. După Japonia, ca deficit de personal, suntem cu 82% companii care declară că au dificultăți majore în atrage oamenii și asta nu e de glumit. Sunt foarte multe business care nu se pot dezvolta pentru că nu au oamenii, nu îi găsesc la timp. Time to hire în România a ajuns la două luni de zile. Deci ca să găsesc un om, sigur, unii mai repede, mai, 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 mai încet, dar dacă time to hire în mediu în România este două luni de zile, nu e de glumit. De ce ne așteaptă? Ne uităm în viitor pentru că viitorul, ca și trecutul, nu modelează prezentul. Mă interesează ce se întâmplă în viitor ca să știu ce fac astăzi și cum gândesc viitorul. Uh, contează de ce se întâmplă astăzi. Deci, am să vorbesc de niște trenduri. Primul trend pe care vreau să-l semnalez este faptul că angajații devin parteneri. Și nu la modul așa lip service, în sensul că na, oamenii noștri, nu. Uh, la modul ad literam la propriul literam. Și sunt trei tendințe pe care vi le, vi le semnalez ca modalități în care acest trend ia forme foarte practice. În primul rând, freelancing -ul. Sigur, în România avem studii care uh, nu se ridică la înălțimea celor din state, așa că să ceva din state. Uh, vedeți, în 2018, în stat, pentru că aceste tenduri acum acolo se nasc și vin din vest către noi și noi le adoptăm, uh, mai mult de o treime, de 35% da, din, din forța de muncă din state este provine din freelancing. Și crește. Vedeți, e o rată de creștere. Se estimează că uh, în 2030 va fi undeva la 50% și mai mult. Deci, iată, oamenii preferă să aibă propriul Sunt pe fea, ok. Cineva spunea, nu o să-mi văd eu strungarul devenit pe Why not? Uh, asistăm la uberizarea companiilor, exact cum Uber a transformat bunul care se face taximetrie și zeci de mii de oameni, sunt zeci de mii, nu? Și în România și în afară nu mai vorbesc. Milioane care și-au făcut PFA-uri, SRL-uri sau alte forme de entități fiscale pe care încasează și facturează. Deci iată, se poate, da, un șofer. De ce nu se poate și strungarul să aibă un PFA? Sigur, în România nu se întâmplă acum, încă o dată vorbim poate de următorii 10 ani. Dar ei vor deveni parteneri. Un alt trend este să primească echitii în companii, Uh, și deja s-a stabilit o cifră, sigur de la caz la caz, vom vedea dacă asta rămâne, cam 10% din aceste companii din, din uh, capitalul social din uh, echidei unei companii va fi distribuit către angajați. Și ei vor deține aceste echitii, deci, practic, vor fi coproprietari în firmele în care lucrează pe durata uh, perioadei în care lucrează acolo. Și așa e sigur, și un caracter motivant pentru că noi așa. Uh, ești partener în compania asta, ești acționar, sigur minoritar, dar ești acționar, de succesul tău depinde succesul companiei, succesul companiei, succesul tău, cât timp lucrezi la noi, nu ai doar salariu, ai și cotă parte din shares. Wow! Când pleci de la noi, sigur, le dai înapoi. Și poate nu mai vreau să plec. Pentru că dacă eu contribu la succesul companiei și compania asta crește cu double digit, nu? cifră de afaceri, profit și așa mai departe, de ce să plec de acolo? Deci, iată un model interesant pentru cei care vor să facă retention. Afară este extrem de larg practicat. Noi învățăm de aceste trenduri, vin și în România, sunt companii care deja îl practică. Timid, încă o dată, dar vorbim de trenduri. Încă nu sunt concretizate, dar aia sunt trenduri. Nu în ultimul rând, modelul multicontract, un angajat, mai mulți angajatori. Din păcate, pe zona asta avem probleme cu legislația care nu ține, legislația care nu ține pasul în România cu schimbările. Suntem încă ușor rigizi pe zona asta și avem multe de recuperat la capitolul legislației, dar Lucrurile se întâmplă pentru că sunt multe companii care vin, multinaționale, tăcâi companii românești la fel și impun la un moment dat schimbări legislative, ați văzut telemunca și așa mai departe, că uh, nu fac griji că până la urmă, deși mai lentă, aceste schimbări vor opera și în România, uh, pentru că sunt necesare și na, nu pot să fii în afara, apropo, de trenduri, trendului lumii. Uh, omenia se schimbă, ne schimbăm și noi sau ieșim, în, uh, ieșim din ea. Uh, nu în ultimul rând, uh, deci asta pe partea de parteneri, da? deci cele trei direcții mari, uh, cum vor deveni încă o dată, ad literam angajații parteneri. Nu doar așa, sunt partenerii noștri, cea mai importantă resursă. Pe bune. Ce -ți mai doresc oamenii? Păi să schimbă modelul ieri și aici. Până acum a funcționat pe modelul fabrică. Adică venim la 9, plecăm la 17, moroles, da, pauza de masă. Bun. E, intrăm în modelul train station. Vorbeam și dimineața, ați văzut, millennials vor să lucreze de oriunde, oricum, la orice oră. Foarte bine, de pe câmpie, dacă se poate, din vârf de munte, de pe pajele din San Francisco. Excelent. Dar nu doar millennials vor chestia asta, nu știu de ce să spunem milenii și Nu, și eu vreau chestia asta. Sincer, adică nu văd de ce ar avea nimeni. Toată lumea vrea să lucreze de oriunde oricum și modelul ăsta crește din ce în ce mai pentru că înseamnă flexibilitate, înseamnă life balance, înseamnă să fii cu familia, cu copii. de ce trebuie să fii la de la 9 la 17? Acolo unde se poate, modelul 3 station se va impune. Chiar și la strungărie, de ce nu? Dacă e o planificare foarte bună, vin eu, plec eu, vitu. Nu Sigur, sunt niște probleme logistice, dar, again, asta este trendul, de deci vine din ce ce mai puternic. În condițiile astea, în condițiile în care angajații nu mai sunt ai tăi, pentru că sunt freelanceri sau subcontractori, în condițiile în care muncești de oriunde, inclusiv din Vârful Muntelui, companiile te se schimbe dacă vor să mai calci cineva pe acolo. Și vedem asta în companii, gen, aici e o poză din Google, nu degeaba companiile ați văzut, investesc foarte mult în uh, amenajări interioare, sediile acum arată absolut superb, toate clădirile de clasa A, A+, și așa mai departe. De ce oare? Pentru că doar în condițiile astea mai vreau să stau pe acolo. Vreau un birou care nu mai e birou. Vreau un birou care este un cafe, un lounge, care arată ca un social club. Păi chiar vreau să mă duc în astfel de locuri. De ce să nu vreau? Uh, și este obligatoriu, încă o dată, uh, să modelăm, să redesenăm designul spațiilor noastre uh, după aceste modele colorate, interactive, uh, relaxate, pentru că asta este munca, uh, așa se schimbă ea și uh, ne dorim cu toții. Uh. Nu, două, două trenduri mai am. <coughs> uh, ne vom defini mai mult prin viitorul nostru, mai mult decât prin trecutul nostru, și asta e foarte tare. Nu mai contează ce ai făcut până azi, contează ce poți face de aici încolo. De ce? Ați văzut și studiul uh, uh, făcut de uh, ori de în forum, care spune că foarte multe joburi vor dispărea. Ce mai contează ce am făcut până acum, dacă vor apărea noi joburi în care absolut nimeni pe planetă nu are experiență? Contează că eu pot să le fac. Deci contează să ne adaptăm. Se va crea o nouă piață a omilor creativi, unde nu poți să-i taxez cu ora. Ce contează că stau 5 ore la birou, dacă eu în alea, sau două, dacă în alea două ore am avut o idee care poate schimba destinul companiei. Și produc cu ea sute de mii, miliarde sau... Care-i treaba? O să mă plătești tot cu ora sau cu salariu? Sau... Cum valorizez astfel de idei și contribuții care au caracter disruptiv? Cum le valorizez? La Academia de HR, unde sunt acum, încurajăm companiile să adopte comportamente neconvenționale dacă vor să sprijine talentele. Pentru că nu mai poți să funcționezi în ziua de azi cu metodele de ieri. Și ultimul lucru, angajații și ale companiile. Nu doar companiile și angajații, asta e. Angajații și ale companiile, companiile au devenit un fel de produs de marketing, dacă vreți, și nu numai. Eu, candidatul, am două-trei oferte pe masă în permanență și voi care candidați știți lucrurile astea, uh, am luxul de a alege. Și atunci eu, compania, din perspectiva cealaltă, să am inteligent, să mă fac ales. Sunt multe trenduri, timpul este scurt, n-am timp să le subliniez pe toate. Sper că cele pe care le-am prezentat au fost interesante și vă dau de gândit, astfel încât să aveți succes în a atrage oamenii și a obține rezultate pe care le doriți. Mulțumesc mult!